Trăim cu speranța că vom ieși din criză, dar intrăm într-un nou val de scumpiri. Nu doar unele produse le găsim la prețuri mai mari. De la 1 februarie, gunoiul în municipiul Câmpina are o valoare cu 6,56% mai mare. Taxa de rampă a ridicat prețul și prețul la fel la motorină este mult mai mare. Deci din septembrie de anul trecut până în prezent, prețul la motorină a crescut tot timpul. Și atunci a trebuit să mergem, să venim cu o ajustare de tarif, care nu înseamnă foarte mult. Zic eu că 6% este un lucru destul de mic. Și deși este criză, nu am vrut să forțăm nota, să mărim cu mult. Normal, inflația pe anul trecut a fost de 15%. Nu aceeași părere o au și cei care scot mai mulți bani din buzunar. Cetățenii consideră prețul prea mare pentru veniturile pe care le au. Este foarte scump. Oamenii sunt așa cum sunt. E tubela pentru gunoi la 2 pași și pune gunoiul în canali, că sunt canale descoperite, și pune gunoiul acolo. E cam biferat pentru... Nu, no, n-ai cum să ieși, trebuie să dăm, dar zic că e prea mult. Și la banii noștri și la posibilitățile noastre e cam biferată treaba. Zicem noi că ar fi bine să mai lasă un pic, că vor fi mai mulți clienți, zic eu, după părerea mea. Iar din nou, păi dar e foarte bine că avem pensia prea mare. Da, da, dar e scumpește mereu, în fiecare an. Păi noi suntem cei mai scumpi, deci orașul Câmpina e cel mai scump gunoi din tot județul Prahova. Și la Breaza, și Valea Doftanei, și Sinaia, mai citesc în presă, deci mă urez la de unde alte informații, dar e scump, e scump. Dar e în legătură cu primăria, ce să mai discutăm, ei scumpesc, primăria aprobă, nu? Cauza principală a scumpirii gunoiului este creșterea prețului la combustibil. Transportul se face tocmai la rampa ecologică de la Boldești-Scăieni. Poate li se pare mult, dar dacă vă gândiți că deșeurile le transportăm tocmai la Boldești, vă gândiți că cea mai mare influență în tarif are tocmai consumul de carburant. Deci ceea ce de fapt ne-a și mărit prețul fără să vrem. Pentru viitor, soluția este să vină investitorii. Chiar se pune problema amenajării unei rampe de deșeuri menajere undeva în apropiere. Ar fi ideal pentru portofelul tuturor.